piața a devenit una regională, dat fiind faptul că își comercializează produsele și oamenii din alte localități. Pentru familia Craciu din satul Pripiceni, creșterea și comercializarea produselor agricole constituie principala sursă de venit. Gospodarii spun că până acum au fost nevoiți să-și vândă marfa pe unde apucau. O parte prin sat, o parte la Chișinău, Doșu. Și mai bine, mai mulți piese, mai bine să fie. Și ceilalți vânzători spun că piața amenajată în localitate le va permite să-și vândă marfa în condiții decente și nu pe marginea drumului, cum se practica până nu de mult. Sunt condiții destul de bune, mai ales pe timp de iarnă, chiar când ploua, lumea stătea sub cerul liber. Acum este cu mult mai convenabil, cu mult mai bine, mai plăcut. Cumpărătorii spun că datorită pieței inaugurate nu vor mai fi nevoiți să meargă în alte localități pentru a-și cumpăra tot ce le este necesar în gospodărie. Ne ducem pe la Șoldenie, pe la Regina, pe alte părți. Da, mă, foarte bine, foarte bine. Ne aduc mașinile și de tot. Așa, din nou le ieși, îți cumpri un kilo de echipieri. Și pur să văd la zile și mănânci. Autoritățile locale spun că piața va funcționa de două ori pe săptămână. Edificată această piață agricolă, comunitară, cu ajutorul unui mini-grant oferit de Asociația Obștească Casmed, în valoare de 77.340 de lei și 15.000 au fost colectate de la cetățenii satului, iar restul, până la 220.000, a fost din bugetul primăriei Sârcova, acordat prin Consiliul Local. Potrivit reprezentanților Asociației Casmed, necesitatea amenajării unei piețe în Sârcova a fost determinată în cadrul unui sondaj realizat cu localnicii. În această comunitate, noi am desfășurat focus grupuri cu participarea vârstnicilor, în cadrul cărora au fost identificate problemele anume legate de, cu care se întâlnesc vârstnicii din localitate. Și una din aceste probleme a fost că vârstnicii nu au unde își comercializa produsele. În cadrul proiectului Comunitatea Prietenoasă Vârstnicilor a fost amenajat și un parc la Cobâlea. Aici își petrec timpul liber atât vârstnicii cât și copiii. Cu mama, cu tătiuc și când mă duc în fiecare zi la grădiniță, mai vin și pe aici, Ana. Cred că foarte necesar era pentru sat, mai ales cu altă distracție copiii n-au, în oraș copiii mai au alte distracții, dar pentru sat eu cred că e foarte bun proiectul. Îți mulțumiți copii, îți mulțumiți părinții, toți. Potrivit reprezentanților Asociației Casmed, suma grantului alocat pentru amenajarea parcului este de 58.000 de lei. Autoritățile locale au acordat un suport în valoare de peste 21.000 de lei. Acest proiect îi vizează în mod direct, aș spune, atât pe copii, dar și pe oamenii în etate și părinților respectiv, pentru că este unul dintre unicele proiecte aplicate în satul nostru, teren de joacă și parc de recreere, deci sunt îmbinate aceste două categorii. În cadrul programului de mini-granturi în susținerea inițiativelor de dezvoltare comunitară, inclusiv pe componenta Comunitate Prietenoasă Vârstnicilor, vor fi derulate proiecte sociale în 15 localități, din raioanele Rezina, Șoldănești, Florești și Sângerei.